fie punctul A de 4 și 6 și D mediatoarea segmentului OA, unde O este originea axelor, nu? Deci tu ai aici originea axelor O și un punct de coordonate 4 și 6. Ăsta este A mare. Da? Și zice D este mediatoarea segmentului OA. Adică ce înseamnă? Dreapta perpendiculară pe mijlocul lui OA. Păi, prima dată o să aflu mijlocul lui OA, deci O știți că are coordonatele 0 și 0, A de 4 și 6. Deci mijlocul M care ce înseamnă? X media aritmetică a abscisor respectiv ordonatelor, da? Și iată, avem că M e de coordonate cine? 0 cu 4, 4 împărțit la 2, 2, 0 cu 6, 6 împărțit la 2, 3. Da? Și acum, ca să aflăm dreapta D, întâi aflăm panta lui OA. Panta lui OA, panta unei drepte, înseamnă diferența ordonatelor supra diferența abșiselor, în aceeași ordine, nu contează care cu care, da? 0 minus 6 supra 0 minus 4, este 6 pe 4, este 3 pe 2. Acum, panta dreptei D, fiind perpendiculară pe dreapta OA, este minus 1 pe panta lui OA. Deci este minus 1 pe 3 pe 2, minus 2 pe 3. Deci, dreapta D va avea ecuația care Y minus Y cu lui M, 3, egal cu panta dreptei, minus 2 pe 3, ori X minus X lui M, X minus 2. Da? Le aducem frumos la același numitor și obținem 3Y minus 9, egal cu minus 2x plus 4, hai să-i trecem în aceeași parte, deci obținem ecuația 2x plus 3y egal cu 13. Lăsăm așa, nu? Pentru că mie îmi zice acum care puncte aparțin lui D. Deci le verificăm, luăm x și y și le băgăm aici. Da, ia, 2 ori 1 pe 2 face 1, 3 ori 7 pe 2 e fracție, nu poate să-ți dea 13. Da? Trebuie să fie întreg. 2 ori 0, 3 ori 1 pe 3 pe 4, nu poate să fie 13, că e fracție. 2 ori 1 pe 3 e 2 pe 3 plus 15, 13. 2 pe 3 nu e întreg, deci nu poate să-ți dea. 2 ori 1 pe 2 face 1, plus 3 ori 4, 12. 1 plus 12, 13, iată D-ul. La fel, 2 ori minus 1 pe 2, minus 1 plus 6 face 5, nu este 13. 2 ori minus 1 minus 2 plus 9 face 7, nu este 13, deci răspuns corect de mic.